mănăstirea Sfântul Patapie se află pe înălțimile din jurul Corintului, la doar 14 km distanță de localitatea Lutrachii, Grecia. Cuviosul Patapie este cunoscut ca unul dintre sfinții tămăduitori de cancer. Moaștele făcătoare de minuni sunt așezate într-una din grotele din incinta mănăstirii. Părinte, ziua de astăzi ne găsește într-un loc superb, pe înălțimile din jurul Corintului, la o distanță de 14 km de localitatea Lutrachii. Aici este mănăstirea Sfântului Patapie, o mănăstire ortodoxă cu obște de maici. Ce ne mai puteți spune? Cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu și a Sfântului Cuvios Patapie, am urcat înălțimile muntelui Gheranii pentru a ne închina și a cinsti moaștele Sfântului Patapie. Aici se mai află și moaștele Sfintei Pomonii, care a fost mama ultimului împărat al Bizanțului, Constantin al XI-lea Paleolog. Sfintele sale moaște au fost găsite în această peșteră în anul 1904 de către părintele Constantine Susanis. Acestea se găseau sub un acoperiș de țigle și frunze făcut pentru a fi protejate de umezeala peșterii. Ele răspândeau un miros plăcut. Peste ele era așezat un sul de hârtie cu numele Sfântului Patapie, o cruce mare de lemn și mai multe monede bizantine. Astăzi, sfintele sale moaște sunt păstrate într-o oraclă de lemn frumos sculptată în adâncimea peșterii. Sfântul Cuvios Patapie s-a născut la sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, pe malurile îmbelșugate ale Nilului. Încă din pruncie, Sfântul Patapie a fost alăptat cu dragostea de Dumnezeu a părinților săi și el a dobândit multă îndrăzneală la Bunul Dumnezeu pentru evlavia și programul de rugăciune care le avea zilnic către Sfânta Treime. Pentru ostenelile sale, Dumnezeu l-a umplut de atât de mult har, încât mai târziu, alegând viața de sihastru, a dobândit darul vindecărilor de boli. Ducându-i se vestea de mare ascet și vindecător de boli, Sfântul, pentru a fugi de slava deșartă a oamenilor, a plecat în cetatea Constantinopolului. Acolo a întemeiat mănăstirea egiptenilor cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, unde a povățuit o sumedenie de monah spre viața frumoasă, plăcută lui Dumnezeu. La vârsta de 83 de ani, Sfântul a trecut la cele veșnice, fiind îngropat în mănăstire, cu mare cinste și multă durere în suflet. Monahii l-au pomenit mereu și se rugau la mormântul său. În anul 1453, când Constantinopolul a căzut în mâna turcilor, moaștele Sfântului Patapie au fost luate din mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul și duse în Valea Corintului, cu exactitate în muntele Gheraniei. Mai târziu, în anul 1904, moaștele Sfântului Patapie au fost descoperite în chip minunat de către viețuitorii orașului Corint, acestea fiind duse în casa parohială a preotului din orașul Lutrachii. Mai târziu, în anul 1952, aici, cu bunăvoința Bunului Dumnezeu și a Sfântului Patapie,
a început să se adune obște de măicuțe și să se construiască mănăstirea care astăzi o vedem. Zi de zi, la această sfântă mănăstire și la moaștele Sfântului Patapie, poposesc mii de credincioși și, de asemenea, mulți creștini români. Biserica centrală a mănăstirii este închinată Maicii Domnului. În această biserică se mai păstrează, spre bucuria maicilor și a pelerinilor, capul Sfintei Ipomonii, mama împăratului Constantin Paleologul, ultimul împărat bizantin și o parte din moștele Sfântului Nicon.